de azi înainte, la ușa școlii, o să vă întâlnească pasnicul și o să vă verifice dacă veniți cu mâncare sau nu. Niciun fel de mâncare la lecție. Pasnicul ăsta, acum trebuie să fim mult mai creative ca să trecem mâncarea la lecții. Oare ce să facem? Eu propun să ascundem acadeaua în mască dintr-o față. Da, bună idee. Oricum purtăm măști. Să încercăm. Avem nevoie de scoci și de acadea. Și ce să facem? Îndoim așa. Să te ajut? Vrei da. Să deschizi? Și mai departe ce facem? Pare, mi se mi-am dat seama. Da. Așa o să fie. Da. Super. Avem nevoie de două astfel de măști. Cred că mai trebuie scoci. Și așa. Wow. Și ia priviți, se ține perfect. Acum îmbrăcăm masca. Poftim? Iară s-a dus mâncarea la școală? Bine, luați seama la mine, intrați! Am reușit! Data aceasta eu propun să trecem băuturi răcoritoare la lecții. Cum? Și vedeți, avem un glob pe care foarte atent l-am desfăcut în două jumătăți. Avem aici un păhăruț și cola. În acest pahar o să turnăm cola. Așa. Și acum foarte, foarte atent închidem înapoi globul nostru ca să nu răsturnăm paharul. Eu cred că paznicul nu își va da seama. Să încercăm să trecem la ore. Exact acum avem ora de geografie și nu este nimic suspect că venim cu un glob. Bună ziua! Bună ziua! Mâncare aveți cu voi? Nu, doar globul! Avem ora de geografie! Și mie îmi plăcea geografia la școală. Și noi adorăm geografia. Ia dați să găsesc țara în care m-am născut. Ce e asta? Cola? Îți dai seama ce globuri se vând acum? Se vând. Cu mâncare și cu băuturi nu e voie. Bine, bine. Acum am o idee să ascundem pixul într-o bomboană. Wow! Și avem și lipici fierbinte. Hai să trecem să pregătim pixul nostru dulce. Avem nevoie de o foarfecă. Acum trebuie așa să tăiem. Acum ca să nu curgă pasta, oprim aici cu lipiciul fierbinte. Așa. Ca pasta să nu curgă în bomboana noastră. Așteptăm un pic să se usuce. Și apoi introducem pasta în bomboană și intrăm la lecții cu un pix destul de original. Dacă nu ne iese, mai bine totuși să luăm ceva, un cuțit și să scoatem mijlocul. Ia priviți, încă un life hack, cum se scoate mijlocul fără cuțit. Super! Sofia a vrut ea să pape, dar așa. Cred că mai trebuie un pic.
Miculeț, hai, de data aceasta să mănânci tu. Hai. Scoate-l. Încă? Gata, eu cred că este de ajuns. Ura! Iată ce pix am ținut și eu cred că o să reușim să intrăm la ore. Să mergem! Bună ziua! Bună ziua! Aveți mâncare cu voi? Nu, nu e voie cu mâncare la ore! Lasă că vă știu pe voi două! Noi nu avem nimic! Ia dați rechizitele la control! Poftim! Treceți! Sofia, Sofia! Dă-mi și mie pixul! Pentru următoarea metodă avem nevoie de foarte multe dulciuri, pentru că o să port niște pantaloni magici. Pantaloni cu un sac întreg în care o să pot ascunde foarte multe. Ia priviți toate acestea, o să le trec cu siguranță la lecții. Ia priviți, acum eu cred că este timpul să umplem sacul și să mergem la lecție. Plecăm! Bună ziua! Ce pantaloni! Pantaloni ca pantaloni! Bine, treceți! Stai! Vreau să testez scannerul. Prima. I. Liberă. Intră. Pip. Ce vezi acolo? Dulciuri. Eu propun o metodă foarte simplă. Să ascundem acadelele în condițiile tale. Ale mele? Da. Bine. Bună ziua, iar cu dulciuri? Nu, suntem la dietă! Văd că nu aveți nimic cu voi. Treceți! Acum venim cu o metodă și mai simplă. O să ne facem unghiile frumoase și colorate. Avem nevoie de bomboane și de bandă dublu adezivă. O să tăiem niște pătrățele micuțe de tot. O să încleiem pe unghie. Așa. Așa. Și așa ceva o să facem cu fiecare unghie la ambele mânuțe și o să încercăm să mergem la ore. Hai mai repede că întârziem la lecție. De ce întârziem la lecție? Cu unghiile vopsite, nu e voie! Bine! Eu propun să ascundem bomboanele în glugă! Super idee! Să încercăm! Sper astăzi paznicul să fie fără scanner! Să mergem! Întârziem la lecția de matematică! Bine, bine, văd că sunteți fără mâncare! Treceți! Ia! Am reușit! De data aceasta o să ascundem niște covrigei în părul Sofiei. Unul deja este fixat și a mai rămas încă unul. Acesta o să fie pentru Sofia și acesta pentru mine. Așa. Și fixăm cu un elastic. Și coafura este gata. Ia priviți ce coafură. Eu zic că paznicul nu-și va da seama. Să încercăm. Bună ziua.
Bravo, văd că sunteți fără mâncare. Da, am înțeles noi că regulile trebuie respectate. Bravo, treceți la lecție.